Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are Universul pentru tine în următoarele 24 de ore, din momentul în care vezi această citire. Din punct de vedere personal, profesional, financiar, dar și surpriza pentru sufletul tău din acest moment. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Sper din suflet să-ți fie de folos informațiile. Ok, simt nevoia să mai extrag o carte aici. Încă una. Ok, avem judecata, 5 de bâte. E, după o perioadă agitată aici, văd că judecata vine cu o decizie. Fie este un moment în care zici lucrurilor pe nume, fie este un moment în care în sfârșit stai de vorbă cu cineva față în față și luați niște decizii radicale. Judecata poate să vină la pachet și cu o revedere, da? Cu o persoană dragă ție. Însă ce văd aici este regele de spade cu pajul de spade, deci este o persoană puțin vicleană. Cineva care, uite, a fost foarte curios sau foarte curioasă sau încă este în legătură cu o situație. Da? Și judecata aici e clar, vine cu un răspuns, vine cu o rezolvare. Se face dreptate. Judecata de apoi. Personal avem 4 de spade. Deci aici, uite, este o perioadă în care te relaxezi, te simți bine. Poate este un moment în care vrei pauză, poate nu te simți bine și atunci vrei un moment de relaxare pentru tine. 4 de spade poate să însemne și un moment în care analizezi foarte profund o situație în care ești. Dar poate să însemne și un moment de pauză într-o relație sau un moment de liniște. Da? Și ce urmează aici, mai avem 5 de monede, de asta ieri au căzut împreună, deci parcă e un moment în care vrei să-ți iei concediu sau poate ești în concediu, poate fi și un moment de recuperare în care te afli, fie după o relație, după o pierdere, fie poate nu te simți bine și atunci simți nevoia să stai puțin tu cu tine. Văd faptul că în acest moment te concentrezi foarte mult pe planul spiritual și pe partea asta de spirit, da, a vieții, pentru că și asta e important. Da? Și să vedem că am mai simțit nevoia să mai extrag două cărți. Avem 4 de cupe, 4 de monede, deci văd aici o energie foarte puternică a unei persoane puțin încăpățânate, deci e cineva care refuză. Refuză o schimbare, refuză o veste, nu vrea să accepte ceva. Hai să vedem despre ce este vorba. Deci judecata, da, deci cuiva nu-i convine revederea asta, cuiva nu-i convine decizia asta. Hai să vedem ce urmează. Te intri în contact cu o persoană care, nu știu, uite, persoana este, aici se dă o veste care, nu știu, o cam trezește la realitate sau pentru tine poate fi un moment în care ți se dă o veste și ești puțin trezit la realitate. Pentru că văd aici pe cineva care are aici multe opțiuni, da? Nu știe ce să aleagă, nu știe unde să se ducă. Poate să fie și un moment de petrecere, nu știu, te vezi cu cineva, petreci timp, vă bucurați de viață împreună. Cineva, uite, parcă nu vrea să renunțe la un mod de a se distra, la un mod de a trăi. Și avem luna, deci aici urmează foarte multă confuzie din ce văd eu. Mai văd și o legătură cu zodia Pești. Deci, cei care sunteți așa, nu știu, într-o perioadă de recuperare, aici eu v-aș recomanda chiar mai multă odihnă și v-aș recomanda să nu insistați pe absolut nimic. Da? Dar mai văd și pe cineva care parcă nu vrea să accepte o realitate în care se află. Pentru că avem asul de bâte, justiția și asul de monede, deci și cu spânzuratul. E clar aici că fie ți se arată o altă cale, fie tu arăți o cale cuiva și omul ăsta zice nu, nu e adevărat, eu nu cred asta, nu e așa, e invers. Hai să vedem și profesional sau financiar. Avem nebunul, deci un eveniment neașteptat care s-a petrecut sau care se petrece. Poate ești într-o perioadă în care nu știi încotro să te îndrepți, poate nimic nu-i sigur din punct de vedere financiar,
Poate vrei să investești în ceva, dar nu știi încotro te duce povestea respectivă. Te gândești la un nou loc de muncă, un nou mod de a cheltui banii. Vrei să mergi pe un nou drum. Și avem doi de spade. Deci aici poate urmează o perioadă de tăcere la muncă sau poate unii e ca și cum trebuie să luați o hotărâre și nu știți ce să faceți. Da? Poate să fie și un eveniment neașteptat care apare din punct de vedere profesional sau financiar și care te pune pe gânduri. Hai să vedem despre ce este vorba. Nebunul. Regele de cupe, Marea Preoteasă. O legătură cu zodii de apă. Rac, Scorpion, Pești. Deci aici, ce văd eu este faptul că parcă se află un secret, da? Sau parcă, nu știu, ai legătură cu o persoană foarte blândă, dulce, iubitoare, dar pentru alții văd aici că e ca și cum fie s-a declanșat o problemă de sănătate, fie este o problemă de altă natură, poate este o problemă emoțională, da, din punct de vedere personal și atunci e normal să nu te poți concentra, da? Un eveniment neașteptat aici legat de o problemă a cuiva, da? E ca și cum cineva a pierdut din vedere anumite detalii, poate în legătură cu un proiect, în legătură cu o situație. Însă eu văd aici că lucrurile se rezolvă. Hai să vedem doi de spade ce zice. Pajul de cupe. Aici e ca și cum primești o invitație sau primești o ofertă. Poate să însemne și că tu, da, faci o invitație, faci o ofertă cuiva. Opt de bâte, opt de monede, nouă de spade. E ca și cum se lucrează în secret la ceva sau cineva nu zice și face. Poate să fie și un moment de liniște, poate la muncă. Știu eu, nu se discută foarte mult în perioada asta, dar în schimb se lucrează. Și văd aici cu nouă de spade că cineva se gândește foarte intens, e destul de stresat privind o situație, privind această noutate care a apărut. Și hai să vedem surpriza. Avem 6 de cupe și 5 de cupe. E, surpriza aici poate să țină de o situație din trecut care se repetă. Surpriza poate să țină și de o persoană care are niște probleme emoționale, da? Poate o veste care apare legată de persoana iubită, legată de un copil. Să văd aici pe cineva care are regrete în legătură cu un trecut. Poate tu începi să ai regrete, da? Și zici, bă, îmi pare rău că nu am făcut chestia aia la timp. Sau este cineva care apare în viața ta și, nu știu, e supărat, supărată, regretă ceva anume. Să vedem 6 de cupe, că e trecutul ăsta care bate la ușă. Puterea, deci o legătură cu zodia Leu, dar aici surpriza este că parcă se reia o luptă între tine și cineva. Sau poate să însemne o revedere pasională pe care o ai cu o persoană dragă ție. Hai să mai vedem o carte. Poate să se reia o luptă din trecut, da? Îndrăgostiții, uite o legătură cu zodia Gemeni, deci poate aici surpriza e de la cineva care are de luat o decizie și nu știe ce să facă. Șase de cupe, 10 de cupe. Și să vedem cinciul ăsta de cupe ce zice, că ceva, cineva plânge aici după trecut, asta e surpriza. Regele de monede plânge după trecut, da? Sau e cineva care regretă în legătură cu niște bani sau în legătură cu un mod matur prin care trebuia să acționeze. Mai văd aici o legătură cu zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Deci surpriza poate să vină de la o persoană care are niște probleme financiare, probleme legate de o casă, un teren, o moștenire. Cineva regretă că a așteptat. Sau că nu a luat o decizie la timp. Regina de bâte. O legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Aici parcă se reia un oarecare conflict, oarecare discuție. Regina de bâte poate să însemne și o rivală pentru unii dintre voi. Și cu regele ăsta de monede.
Și mai avem regina de cupe, regina de spade. Deci aici poate să fie o discuție foarte serioasă de care vei afla. Hai să mai vedem o carte cu surpriza. Na, deci e o luptă aici, gelozie, nu știu. E în legătură cu o situație în privința căreia nu prea s-a discutat. Da? A fost tensiunea asta, dar n-a fost discutată sau cineva a amânat să comunice, să discute, să rezolve. A, na, trecutul bate la ușă, cum am zis, cu judecata. Deci e judecata de apoi. Surpriza e că cineva începe să conștientizeze că trebuie să acționeze diferit sau trebuie să acționeze, că poate n-a făcut-o până acum. Și are legătură, repet, cu un suflet pereche sau cu o persoană foarte apropiată de inima ta. Hai să vedem și tarotul meu ce zice pe surpriză, că sunt curioasă. Surpriza, uite, ține de o casă străină, intrigi între femei și bam puțin și supărare. Deci poate e cineva care are niște probleme și vine și îți spune persoana asta și atunci rămâi surprins. Uite, proces, judecată, scrisoare, veste rea. Cineva regretă că n-a făcut un lucru la timp. E ceva ce tu vrei să realizezi, deci e ceva ce tu ți-ai dorit, pentru că uite, pentru tine e cu bucurie mică toată povestea asta. E o veste mai puțin plăcută în legătură cu o relație serioasă, un contract, o căsnicie, o situație. Deci, surpriza poate să fie, nu știu, o problemă din trecut care revine. Și o reacție, repet, total neașteptată a unei persoane din jur. Hai să vedem oracolul ăsta ce zice. Ei, surpriza, uite, deci din nou se repetă mesajul ăsta. Surpriza e o luptă, luptă de supraviețuire, o luptă de putere. Din nou ideea de rival, rivală. Și avem distanță, călătorie, ceva valoros, ceva care e ascuns și mai avem aici o moștenire sau o sumă de bani, un bărbat matur, un bărbat asumat. Și ce mai avem? Uite, dorință, atracție. Deci lucrurile cumva sunt combinate aici. E cineva care luptă pentru o dorință, pentru ceva anume. Dar eu tot cred că e o situație din trecut care se repetă, părerea mea. Ce zic îngerii romantici? Îngerii romantici zic așa, că e o situație în care, nu știu, poate ai oferit unei relații o șansă, dar avem aici separare, că a venit timpul să te separi sau a venit timpul să se termine o prietenie, o relație. Poate auzi de cineva din jurul tău că se separă, da? Niște prieteni sau cineva din jur. Pentru că, uite, îngerii zic așa, să renunți să mai controlezi problema. Lasă situația să curgă într-un mod natural. Na, deci aici mie mi-apare un fel de separare, un fel de pierdere. Da? Trecutul bate la ușă, că cineva se întoarce din trecut. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Sper din suflet să fie de folos informațiile, iar dacă vrei o analiză pentru sufletelul tău, găsești oricând gratuit pe aplicația de tarot. Cristina Zurba are numele meu și o găsești gratuit pe iPhone, Android. De asemenea, ai și site-ul cristinazurba.com, unde oricând ai nevoie de o ghidare, mă găsești acolo gratuit. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.